În timpul în care erați în mandat, ce ați căutat la Curtea de Apel din București pe holuri ca să faceți, potrivit lui Cătălin Hidec, să faceți presiune asupra judecătorilor ca să dați soluții favorabile? E reală această afirmație? La Curtea de Apel din București exista o secție care se ocupa cu procedurile referitoare la străini. Firesc să fiu acolo. Adică? Dar nu mergeam în sală sau nu mergeam să intimidez judecătorii, pentru că nu există așa ceva. Ați făcut vreodată în viața noastră presiuni pe judecători ca să dea sentință? Niciodată nu am făcut presiune pe un judecător sau pe un procuror și, așa cum am spus-o acum două săptămâni, dacă există un judecător sau un procuror care s-a simțit amenințat sau șantajat, un magistrat, că întrebarea a fost legată de magistrat. Îl rog insistent să meargă, acum e un moment bun, pentru că e vremea denunțurilor, să meargă, să... Și ce ați căutat să-l chemați pe Hidec la dumneavoastră în birou la Unirii? Nu l-am chemat eu. Ce a căutat? Că Hidec spune că a fost la dumneavoastră la birou, domnule Dumbrava. Căutat telefoanele sau acele multe, 40 de telefoane. Păi, da, apropo... Nu mi-e frică de nimic. Eu nu am încheiat contract de consultanță cu niciun client din cei care sunt... A luat banii direct? Chemați la DNA sau care merg la DNA să... Domnule Dumbrava, i-ați promis lui Cătălin Hidec că îl ajutați? Niciodată nu i-am promis domnului Hidec lucruri care sunt în afara legii. Dorm foarte bine și nu am conștiința încărcată cu nicio faptă care ar fi imorală sau ilegală. Eu nu aspir la titlul de denunțătorul anului. Domnul Hidec are șanse mari, pentru că eu cred că deja lucrează la un nou denunț după eșecul de vin. Dar dacă ați vorbit... Pe domnul Tocaci l-am întâlnit de 3, maxim 4 ori în viața mea. Cum poate să fie un om, omul meu, dacă l-am întâlnit de 3-4 ori în viață? Îl cunoașteți pe afaceristul ăla chinez, Wang Yang, de care... Deci, normal că îl cunosc pe domnul Wang Yang, pentru că nu m-am întâlnit niciodată. Cred că ultima întâlnire pe care am avut-o a fost când am pledat împotriva domniei sale în fața Comisiei pentru retragerea cetățeniei din cadrul Autorității Naționale. Deci dumneavoastră am instrumentat dosarul și eu am pledat în fața acelei comisii pentru retragerea cetățeniei. Mai înțelegeți ceva? Nu mai înțelegeți. E foarte bine că nu înțelegeți, pentru că există acel principiu need to know. O să aflați peste 50-100 de ani. Colega mea, Roxana Ciucă, vine cu mai multe informații. Bun găsit, Roxana, te ascultăm!